România depune eforturi susținute, multidimensionale în sprijinul Ucrainei, prin oferirea de rute pentru exportul de cereale, inclusiv prin portul Constanța de la Marea Neagră și prin porturile românești de la Dunăre. În ce privește transportul cerealelor din Ucraina înspre piețele internaționale, este clar că ne confruntăm cu o provocare logistică. Este nevoie de a crește semnificativ capacitatea portului Constanța pentru a transborda cantități importante de cereale. Am transportat sute de mii de tone de grâu din Ucraina spre Constanța și de acolo spre piețele lumii, dar evident că este nevoie de o creștere semnificativă a acestei capacități și suntem împreună cu partenerii dispuși și interesați să dezvoltăm rapid aceste căi.